Sunteți mulțumiți de modul cum merge Spitalul Județean acum? Pe scurt, așa, nu intrăm în detalii, că n-avem mai bine. Bă, Spitalul Județean, de bine de rău, în sfârșit a dat Dumnezeu, văd că se face în sfârșit rețeaua de calculatoare. Chestii care tot fie vorba între noi, dacă stai și urmărești pe Google, nu mai mult decât la Timișoara, există un site adevărat și cu toată baza de date, informatizarea la 5-6 ani la Timișoara. Sunt spitale în România în care a intrat gică praștii, mă scuzați că folosesc, zgăbeații iftode, că toate... A intrat zgăbeații iftode acolo, imediat documentele sunt înregistrate, la să știi, de când a intrat pe poarta spitalului și s-a pus o cheie de internare, este descărcarea în timp real cu casa, băi, este asigurat, nu este asigurat, să știi imediat la birou, și să știe ăla, s-a surâs, s-a făcut o injecție, s-a luat o analiză, s-a făcut următoarea procedură, ca la urmă imediat să descarce și o formă. Că lumea n-a înțeles. Pe vremea lui Niculescu veniți și trebuia făcut un decont. Decontul se făcea la pix. Băi, nu mai poți face în milenul 3 decontul la pix. Toate treburile astea se regăsesc în foaia bolnavului. Pacientul are deja un folder. În folderul ăla sunt descărcate și informațiile medicale și consumurile și tot. La urmă, când ai tras linie, folderul ăla are programul lui de calculare, îți apare fișa. Băi, nașule, mama ta în spital, sejurul dumneavoastră la noi bed in breakfast a costat cam atât. Și omul știe, pentru că ăla a fost făcut pentru a sensibiliza masa oamenilor care se ajung pe... au ghinionul, zic, eu zic corect, au ghinionul să se îmbolnăvească și ajung pe mâinile noastre, să conștientizeze financiar cât a fost serviciul medical făcut pe el. Ca să pregătești și populația în perspectiva în care arunci pe piață pachetul minim de servicii medicale și la care îi povestești. De aici încolo, cu asigurat. Nu cu asigurat, asigurări complementare. Păi mă tale și mai plătești dacă vrei serviciile cum le vrei. Ok, vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă aștept și în altă ediție pentru a mai discuta ceva despre sănătatea gălățeană de data asta. Cam atât pentru astăzi. Sunt Ciprian Jașcu. Vă dau o nouă întâlnire mâine seară. Până atunci, rămâneți pe TV Galați.